Ei bine, salutare dragilor și bine v-am regăsit la un nou episod de pe acest canal. De această dată un nou speed build și m-am gândit eu de ce nu să fac o garsonieră, pentru că până acum n-am făcut acest lucru și zic eu că e destul de interesant, mai ales că avem platformele și putem să ne organizăm mult mai bine spațiul. Iar dacă vă place acest episod, nu uitați să lăsați și voi un like, aștept și comentariile voastre. Totodată vă mulțumesc foarte mult pentru suportul la episoadele trecute, mă bucur că v-au plăcut foarte mult. Iar aici încerc eu să fac dormitorul, pentru că trebuie să fie ceva mai special și că trebuie să am grijă de tot spațiul acesta. Inițial, acest bloc l-am făcut eu în întregime, pentru că blocurile pe care le am, spre exemplu, în Sims 4, nu le poți modifica foarte mult, așa că aici pot să pun, după cum puteți vedea, geamuri. Știți că am făcut acum câteva zile un clip și mă plângeam că nu pot să modific geamurile și chestii de genul acesta, așa că am zis că asta ar fi cea mai bună variantă. În partea aceasta aici va fi baia, ceva mai mare de această dată, în care va avea mai multe chestii, și în rest avem spațiul open pentru bucătărie, pentru living și ce mai pun eu pe acolo, tot felul de chestii, pentru că am stat ceva să fac lucrul acesta. La dormitor aici nu găseam exact culorile de care aveam nevoie și mă cam supăra acest lucru, la fel și la parchet, până am găsit o cromatică cât mai apropiată de ceea ce vreau eu. Inițial am vrut să fac o garsonieră ceva mai sărăcăcioasă, însă am zis, ia stai mă să fac ceva mai interesant, așa mai de lux oarecum. Oricum a ieșit foarte, foarte bine din punctul meu de vedere. Chiar mi-aș dori să fi stat într-o garsonieră de genul acesta. Și aici la fel nu știam ce să pun la geamuri, pentru că toate draperiile astea este o problemă foarte mare cu ele. Nu găsești niciodată exact ceea ce trebuie și am zis să pun aceste jaluzele care îmi plac în continuare. Pătuțul acesta foarte drăguț, chiar nu mă așteptam să arate atât de bine și e și cozy așa oarecum. Aici n-am vrut să pun foarte multe lucruri, am vrut să fie cât mai liber, însă după cum vedeți stau aici și le aranjez cât să fie cât se poate de simetric. Și am mai pus eu ceva lumini, la fel nu găseam o variantă foarte bună, însă într-un final am reușit să pun aceste lumini care mi s-au părut chiar că se potrivesc foarte bine. Și aici am pus elicea asta. Aici am vrut să pun instalația aceasta, însă problema era că nu se vedea foarte bine și am mers pe o altă variantă, și anume aici în partea asta la draperii. O să vedeți că am pus așa cumva astupate să se vadă doar foarte puțin și am pus chestia aia cu poze, mi s-a părut că se vede destul de drăguț așa. Iar aici am mai pus niște plante pe care le-am dat ulterior la o parte că nu stăteau exact cum îmi doream eu și nu înțelegeam de ce, și am pus un copăcel aici pe partea aceasta pentru a schimba puțin aspectul camerei. De fiecare dată când o floare schimbă foarte mult aspectul în orice cameră. Și cred că ne apropiem, cam ăsta ar fi dormitorul, nu ceva foarte complex. Am mai pus ceva covoare, cred, din câte mi-amintesc, parcă am filmat clipul acum două zile și nu mai știu exact ce am făcut aici, dar știu sigur că da, am mai pus aceste covoare. Și cam aici, cam ăsta ar fi dormitorul, nimic altceva în plus. Iar acum trecem la bucătărie, bineînțeles punem lumină și aici m-am chinuit o groază pentru că nu știam exact ce culoare să pun și totuși, parcă acum dacă mă uit, nu sunt chiar atât de mulțumit de culoarea de bucătărie. La fel au fost ceva probleme în alegerea culorii de jos, pentru că nu se potrivea absolut nimic. Chiar m-am chinuit și am lăsat-o pe aceasta până la urmă, însă că este cât de cât ok. Mobila, ok, aș putea spune, n-am avut așa mari probleme cu ea. Am încercat eu să fac tot la fel, ceva mai modern așa. O să vedeți că chiar e utilată cu de toate. Însă aici n-am mai pus mașina de spălat vase, microunde și alte chestii, pentru că nu am mai vrut. De obicei toate bucătările pe care le construiesc au chestiile astea în interior și am zis că, bă, de data asta nu mai pun. În saragazul și frigiderul fac toți banii. Arată chiar foarte, foarte bine, frumos și cu chestia asta, cu panoul ăsta inteligent. Vă dați seama că tot fi în realitate un frigider de genul acesta, cred că e foarte scump. Și aici, la fel la geamuri, am stat, eu am tăiat foarte mult pentru că nu-mi ieșeau exact toate chestiile pe aici. Încercam să pun tot fel de lucruri și nu ieșea ceea ce trebuie. La fel partea de sus, am găsit eu o culoare oarecum apropiată și a trebuit să las astea mai jos, că se vedeau foarte urât până în partea aceea, adică depășeau nivelul acela și am zis că e mai ok așa. La fel, seamănă oarecum cu bucătăria din episodul trecut, însă îmi place foarte mult cum se vede varianta aceasta și am să merg și de data aceasta la fel. Chiuveta de bucătărie, am găsit varianta asta care mi s-a părut super tare, mai ales că face parte din asta, dar am zis o mult pe partea asta aici pentru că mă întindeam foarte mult și aici bineînțeles că am vrut eu să fac, o să vedeți puțin mai în față, din nou un loc, o insulă unde pot servi masa spre exemplu. Am pus eu niște chestii pe acolo, le-am mai tot
mutat și nebunit, trebuie să-mi iau niște custom content pentru bucătărie, ceva mai multe lucruri. Pentru că le am însă același lucru și de fiecare dată le folosesc, însă nu am mai multe ustensile, vase, ceva, nu știu, trebuie să găsesc eu ceva. Dacă știți voi și îmi puteți recomanda un CC bun care să se potrivească foarte bine, nu cu erori sau chestii de genul acesta, aștept să lăsați în comentarii. Aici am făcut și insula frumos, la care am pus și scaunele inițiale, le luase în pastă, dar arătau oribil și am pus ceva mult mai modern pe care le-am apropiat pentru că erau prea distante. Oricum nu știu dacă poate să stea simul acolo, însă am făcut și eu numai ca să se vadă foarte bine. Aici am vrut să pun ceva, însă nu-mi plăcea absolut nimic și pe insula aceea n-am mai pus nimic, însă ăla e foarte drăguț, chiar îmi place foarte mult, dar găseam alte lucruri pe care puteam să le pun aici. Și ne apropiem cam, asta ar fi bucătăria, nu cred că am mai pus, luminile, da, aici am făcut o chestie foarte drăguță cu luminile la bucătărie, o să vedeți, am pus de astea așa, dar trei modele pe trei dimensiuni diferite, se vede super, super drăguț, mai ales, asta e ok la camerele astea foarte înalte, pentru că te poți desfășura mult mai bine. Iar acum la living am ales o culoare nu foarte interesantă. Ce pot să vă zic, aici am făcut un spațiu în care va fi biroul. Nu pot să zic că am fost chiar foarte inspirat în alegerea culorilor. Cred că și aici m-a întrebat ceva custom content și am să fac eu un clip. Mă gândesc dacă voi găsi ceva content drăguț. Aici am schimbat puțin să fie diferit pe partea la baie. Și acum aici am făcut din nou o platformă care mi-a dat bătăi de cap. Aici am tăiat de nu știu câte ori până să ajung la varianta asta. Vreau să fie ceva mai diferit. O să vedeți cum am pus televizorul așa. E chiar foarte interesant designul acesta. Și nu știam ce culori să aleg pe aici. Am plecat pe varianta ce o vedeți acum, însă am schimbat ulterior pentru că nu-mi plăcea cum se vedea maro. Asta era parcă prea închis așa și eu vreau ceva totuși să mai deschid oarecum acest spațiu. Pe moment mi-a venit această chestie să mai pun încă o chestie și aici am pus un lucru așa să diferențieze oarecum foarte frumos, să se încadreze și televizorul, tot ce trebuie. Iar culoarea de living aici găsisem varianta aceasta, dar după cum puteți vedea nu mai se vedea bine maroul acela și am schimbat cu o altă culoare, nici asta nu rămâne, cea de sus, am pus un alb mult mai curat, se vede mult mai bine așa. Dita mai e televizorul de cinema, ăsta frumos, curbat, așa, cu toate că nu prea mai există pe piața a ieșit, dar mie chiar mi-a plăcut foarte mult și aici am pus o plantă foarte drăguță, se vede chiar foarte bine și este varianta aceasta. Și am zis că pe ăsta trebuie să mai pun automat ceva, consolă de gaming, muzică. Am vrut să-l umplu cu mai multe chestii, însă nu înțeleg de ce naiba nu-mi dădea voie să pun lucrurile unde vroiam eu și a trebuit să schimb de fiecare dată. Aici am pus și tabloul ăla acolo, iar cam asta ar fi toată partea aceea de insulă. Pentru canapea, ușor, la fel, tot pe alb am găsit ceva cât de cât ok să se vadă foarte bine. Și o masă, tot la fel, cu ceva verdeață. Îmi place foarte mult masa asta și am folosit-o de foarte multe ori. Iar vă îndemn și pe voi să folosiți. Ia uitați ce telefon aici, din acela Samsung, nu mai știu, Flip Z sau cum naiba îi spune. Vă îndemn și pe voi să încercați tot felul de modele, de construcții, de case, așa. Vă dezvoltați foarte bine această chestie de a construi. În colț acolo am pus din nou iarăși niște becuri suspendate foarte frumoase, două la număr, adică să fie mai multe, să se vadă mai drăguți. Și aici am pus instalația, o să vedeți că se vede mult mai bine. Prima o să o schimb și pe aceea. Ia uitați ce cromatică. Păcat că nu avea și alte culori la instalația asta, dar se vede mult mai drăguț. Acum n-am pus draperii pentru că nu aveam ceva care să fie ok și acolo am stat cred vreo 10 minute și până la urmă tot n-am pus nimic. Aici avem zona de birou. Am făcut puțin, vedeți, peretele diferit. Aici nu știu cum să pun bani stânga, bani dreapta, până la urmă l-am dat înapoi aproape de perete. Trebuie să avem și un birou, bineînțeles. Aici am pus mai multe lucruri. Îmi place foarte mult laptopul acesta și lumina aia chiar din prima am găsit-o. Nu mă așteptam. Aici am pus o chestie pentru cărți, ceva basic. Nu am făcut foarte, foarte multe chestii aici. Mi-a plăcut foarte mult harta aceasta, dar am pus varianta asta, mi s-a părut că e mai în temă cu ce aveam pe lângă, ca să zic așa. Și aici mă gândeam, băi, totuși mi se pare cam gol și ar mai trebui să pun ceva. O să vedeți puțin mai în față că am mai pus niște rafturi ca să umplu locul acesta, că era puțin cam gol așa. Asta nu știu ce naiba era, dar am zis să o pun și acolo. Și aici am schimbat floarea aceasta. Mi se pare mai drăguță varianta aceasta, se vede mult mai bine. Și cred că a
acum pun aici un raft, astea, exact cele trei rafturi, și am mai pus și aici niște lucruri. La fel, nu știu dacă voi știți cum naiba fac să pun lucrurile unde vreau eu. Deci îmi dă doar în anumite locuri, cu toate că eu țin cu alt apăsat, dar nu-mi dă voie să le pun exact cum vreau eu. Și am văzut pe la alți simmer că fac chestia asta și pun obiectele exact cum vor ei, la fel le și pun într-o anumită poziție, stânga, dreapta, nu știu ce tastă folosesc pentru chestia asta, cred că am să mă uit și eu, dar dacă voi știți, puteți să spuneți. Am pus și un easel aici pentru momentele de inspirație, dacă vrea să deseneze ceva, să picteze practic ceva. Am pus și o bicicletă la intrare, ăla l-am făcut eu acolo cu liftul acela, casa scării, cum ar veni, dar e mult mai bine așa că mi-a fost mai ușor. Am pus și o de asta de fitness și acum cred că trecem la baie, nu știu dacă mai avem ceva de aici. Nu, am ajuns la baie, unde aici am văzut cada asta, dar am zis, băi, hai să n-o fac tot cu auriu, că nu se mai vede naiba nimic, și am pus-o pe alb așa, are un view destul de drăguț, adică se vede chiar așa mai romantic. Și aici la chiuvețică am ales varianta asta, bineînțeles l-am pus pe Mr. WC-ul acolo, dar mi se părea cam goală baia, era destul de mare și zic că trebuie să mai pun ceva, planta frumos acolo de efect, și am mai ales eu câte ceva, nu știu dacă covorul ăsta se potrivea neapărat acolo, dar am zis, hai mă să-l pun acum. La fel, lumini pentru baie și am mai pus eu ulterior încă un duș, care e foarte modern, mi-ar plăcea să am și eu un duș de genul acesta, o să vedeți imediat după ce pun ăsta de haine pe care l-am pus inițial acolo, ăsta e dușul. Am zis, bă, ce naiba, se spală și cade tot un rufe acolo, am zis că-l pun în partea aia, dar nu se vedea bine și l-am lăsat în colț acolo, eu zic că arată mult mai ok. Și da, cam asta e baia, am pus și muzică, eu ascult muzică, spre exemplu, de multe ori atunci când mă duc la baie. Și mai aveam de pus la living aici, uitați, încă nu aveam o masă și am zis că pun asta, dar băi, îmi trebuie o masă neapărat. Și am luat această măsuță, e foarte modernă, chiar arată foarte bine, e custom content, și am pus și acela de servit, dar parcă era prea gol pe partea aceasta și am zis că trebuie să pun neapărat și aici ceva. Și ușor, ușor ne apropiem de final, am mai pus pe aici câteva chestii, dar eu sper să vă placă această garsonieră și chiar vreau să-mi spuneți câți dintre voi ați vrea să stați în o astfel de garsonieră. Poate prin blocurile astea mai noi, cu siguranță cam așa arată oarecum, îți poți face tu după bunul plac, dar eu zic că arată foarte bine pe aici, nu mai știu ce am pus. Ăsta de recycle, foarte frumos, ăsta arată chiar foarte, foarte bine. Și da, acum am lăsat pe lent ca să vedeți și voi mai bine, pentru că așa fiind foarte pe rapid, ar fi mai greu să vă dați seama despre ce am făcut aici. Eu zic că totul se îmbină foarte frumos, parcă acum dacă mă uit la baie este prea sclipitor față de toată casa, ar fi trebuit totul să aleg la baie o altă variantă, iar da, cam acesta a fost clipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați și voi un like, aștept comentariile voastre, nu uitați de promocodul 3% pe Eneba, iar până la un nou episod, eu am fost Alex, toate cele bune, ciao!